Nu se poate așa ceva, niciun loc. Trăiască Barosanu! Păcă aici, Barosanu, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Bacă că am un loc frumos aici pentru matale. Dă-i, Barosanu, dă-i, că nu mă lovești. Dă-i, las-o aici. Op, gata, Barosanu. Las-o aici, Barosanu, că am eu grijă de ea. Promit că nu ți-o zgârie niciun cerșetor cu cheia. Ok, am înțeles. Păi și vrei bani pentru asta, sau? Dacă n-ai bitcoin, bani vreau, da? Ok, hai, ia 5 lei și lasă. Stai, Barosanu, că bancnota asta e stricată. N-are un zero. Vezi, poate ți-a căzut prin buzunar, ia caută-te. Tu vrei 50 de lei pe un loc de parcare? Nu pentru locul de parcare, Barosanu, că ăsta e de la Dumnezeu, e de la stat. Nu, pentru că te-am dirijat. Că dacă loveai mașina, plăteai la serviciu de 10 ori mai mult. Ok, mai ia 10 lei și lasă-mă în pace. Hai, salut. Păi stai, Barosanu, că și bancnota asta e stricată. Asta are 0, dar n-are 5 în față. Hai, lasă-mă în pace, că am treabă la bancă. Hai, pa. Barosanu, trăiască, Barosanu. Te aștept aici, Barosanu. Dacă scoți de la bancă, vii și mi-aduci. Mai să-mi dai 35 de lei. Mulțumesc frumos, o zi bună. O zi bună. Să rămână. Bună ziua. Da, dragă, te-am văzut. Te-am văzut de când te-ai așezat pe scaun. Stai și tu puțin să-mi verific notificările. Cu ce vă pot ajuta? Aș vrea să-mi închid contul la dumneavoastră, să-mi arunc cardul într-un lagăr de concentrare și să uit pe vecie că am fost clientul dumneavoastră. Dacă se poate. Hai, nu mă nebuni. Buletinul. Buletinul. Copie după buletin. Copie după buletin. Copie după copia buletinului. Ah, m-ați prins. Copie după copia buletinului. Văd în baza mea de date că ați adoptat un cățel acum câteva luni? Da, da. Îl cheamă Rai și mi-oferă multe nevoi personale, ceea ce nu pot spune despre dumneavoastră. Aha. Copie după certificatul de adopție aveți? Am toate copiile din lume posibile. Am copie după cheia de la casă, am copie după bonul de la supermarket, am copie după dumneavoastră, dacă vreți. Am și chiar și copiuțele din clasa 5-a. Poftiți, dacă vă ajută. Mulțumită? Aproape. Înainte să vă închidem contul, trebuie să aveți o discuție cu șeful meu. Poate vă convinge să nu renunțați la noi. Merg să îl chem. Da, puteți să-l chemați și pe patriarh, că nu plec de aici până nu scap de voi. Trăiască, Barosanu! Să-ți dea Dumnezeu sănătate, Barosanu! Tu nu ești cerșetorul care mi-a cerut bani pe parcare? Ba da, Barosanu, aoleu, m-ai recunoscut și costumul ăsta de 5.000 de euro. Dă și mie 4,50 lei, Barosanu, să-ți dea Dumnezeu sănătate, îmi dai? Pentru ce să-ți dau 4,50 lei? Comision, că stau de vorbă cu tine. Se, ce caută un cerșetor la bancă? Pe aici muncesc eu, Barosanu. Aia cu parcarea e part-time. Nu mai merge cerșetoria pe stradă, Barosanu, că-i lumea rea, nu mai dă bani la amărâți, abia-abia îți mai permiți un avion privat. Dă și mie 50 de lei, Barosanu, să-ți dea Dumnezeu sănătate, îmi dai? Parcă voi ai 4,50 lei. Păi a crescut comisionul, Barosanu. Și dacă mai pui multe întrebări, se face 2 milioane. Tu ești șeful băncii? Nu sunt șeful băncii, Barosanu, că s-a mărit și necăjit. Sunt directorul. Ia zi, de ce vrei să pleci de la noi? De ce vreau să plec? Păi, pentru că aveți cele mai mari comisioane din lume. Când bag cardul în bancomat, comision. Scot cardul din bancomat, comision. Un salariu pe an mi se duce doar pe comisioane. Ia de cardul un pic să văd, că poate e din ăla stricatul. Dă un pic cardul. Da! Ăsta e din ăla de săraci. Să mă dau repede cu dezinfectat, că am auzit că sărăcia să ia e cel mai periculos virus. Să știi, Barosanu, că eu de fiecare dată când pun mâna pe o bagnotă de un leu, mă șterg repede cu una de 500 ca să treacă. Mi-ați luat 15 lei doar că v-ați uitat la card? Ai, Barosanu, ce-i 15 lei? E aproape un pachet de țigări. Mai bine să mor sărac decât bolnav. Băi, orice mi-ați spune, nu mă puteți convinge să mă răzgândesc. Serviciile sunt foarte proaste, aplicația nu merge de 2 săptămâni. Păi în concediu de maternitate, o să nasc o nouă aplicație. Știi ce frumoasă e? Leită măsa. Ok, la serviciu clienți nu răspunde nimeni de o lună. Păi, matale, nu știi că la muncă nu-i bine să stai pe telefon? Plus că nu pot să scot mulți bani deodată. Trebuie să scot cu țârâita în fiecare zi. Păi dacă matale scoți bani mulți, altul scoate bani mulți, eu din ce mai dau credite la bogați? Educație financiară. Nu, plec la altă bancă. Stai, Barosanu. Dacă rămâi la noi, îți dau credit. Ca să...
Exact, ca să-ți iei casă. Nu, prea târziu, am depus deja actele la altă bancă. Zi bună, naștere ușoară aplicației, să aveți... Barosanu, înainte să pleci trebuie să... Să ce? Să-mi dai 35 de lei de la parcare. Hai tu, te încolo, că nici ne simți deja. Barosanu, trăiască Barosanu, să te adunezi. Piei dracii de aici. Bună ziua! Să rămână! Dumneavoastră trebuie să fiți domnul Mihai. Mihai, da. Am venit să vorbesc cu domn director pentru obținerea unor fonduri europene. Am o idee să dezvoltăm niște parcări gratuite lângă bănci, modern, vestic, astfel încât să îndepărtăm cercetorii. Sigur, domn director vă așteaptă. Trăiască Barosanu! Ce surpriză mi-ai făcut! Ai venit să-mi dai aia 35 de lei?